E minunat să te prindă zorii la poalele munților Țarcu. Sunt în comuna Teregova din județul Caraș-Severin, un loc în care încerc, vedeți voi, dacă mi-am cărunțit părul pe la tâmple, să-mi redescopăr copilăria cu frumusețile ei. Vă garantez că în satul acesta, care are o tradiție veche de grăniceri, totul este conservat cu sfințenie și vom avea un ajun al Crăciunului deosebit. Nu mă credeți? Păi uica Mihai v-a păcălit vreodată? Stați cu ochii pe noi și o să vedeți că așa e. Am colindat pe la toți ortacii mei din tinerețe prin sat și i-am întrebat, mă, cum e la voi de sărbătorile de iarnă? Se mai țin pițărăi, mai merg copiii cu steaua și... Doamna, mă, uite, dacă vrei să afli de lucrurile astea care te interesează, du-te la școală și întreabă de doamna Bica. Asta, una, pentru că e soția preotului, deci e preoteasa satului, doi, pentru că e profesor de istorie și trei, pentru că e îndrăgostită de tradițiile și obiceiurile Banatului. Să rămână, doamna Bica! Ceau, copii! Bună ziua, doamne ajută! Să mă uitați, iată! Jumătate din sat m-a trimis la dumneavoastră aici, așa, să vă întreb, să vă descos, să văd, să mai păstrează obiceiurile de iarnă, mai cu seamă de Crăciun, mai cu... Spiritul sărbătorilor se păstrează. Obiceiurile însă s-au mai pierdut cu vremea, însă noi încercăm să recuperăm ceva ce se mai poate. Și începem aici la școală. Școala este locul unde copiii învață să fie bănățeni adevărați, învață să ducă datinile și obiceiurile mai departe, pentru că așa vom păstra identitatea românească. Și cred că este foarte important. Când i-ați adunat, ei știau deja textele de la pițele sau a trebuit să-i învățați? Păi știți cum le-am descoperit? Ei nu le știau, dar s-au dus și au întrebat pe bunicii și străbunicii lor, pentru că unii chiar mai au și străbunici, cei care la vârsta copilăriei au fost în pițărăi și așa am recuperat noi textul pe care ei acum îl repetă. Practic ați făcut câtă arheologie. Exact, am făcut istorie orală, am încercat să recuperăm informațiile acestea prețioase, dar acum haideți să ne lăsați, dacă nu vă supărați, să exersăm așa mai pendelete, pentru că ne pregătim să mergem pe ulițele satului ca să reînviem acum în ajunul Crăciunului, în dimineața ajunului Crăciunului, acest obicei al copilăriei. Am înțeles. Eu între timp, cât faceți repetiție, eu o să mă duc să caut o măistoriță care să prămânce, să facă ce ne trebuie pentru colaci. Pentru că pe pițărăi trebuie să-i aștepți cu bunătăți. Pun la treabă! Florile de albe. Am
încheiat repetițiile, da? Suntem pregătiți? Haideți, pizzăreilor, să mergem să colindăm! Haideți! Haideți! Am dat de voi, mă! Da. V-ați apucat de făcut coșurile? Acum ne apucăm! A, așa! Hai dacă eu mi-s cât obosit! Stai cât a jos, Ogine! În vremea noi... în care eram eu copil și mergeam cu pizzărăii, uite, așa primeam. Dar în vremea de acum s-o cam schimbat. Nu mai uite, când am fost eu, dar când... Copiii așa, când am fost eu să degea bani, căci un leu, doi... Când ne dădea la casa a treia, eram bucuroși, mare, la anul veneam și de mai multe ori, și de două ori intram la casa, că ziceam, la cine? La mine acum se dă bani. Euroi ca să vă luați smartphone, a? Da. Smartphone-uri. Da. Vedeți? Dar esența este că obiceiul a rămas. Uite, tot tineretul acum, toți ai cășuri, se îmbracă, se rânduie frumos, cu țoale noi, proaspăt călcace, să fie frumos, să simtă că e sărbătoare. Gata, ia trageți cu urechea. Balsamă? Cred că s-a ieșit de loc, ajung pizzărei. Sunt capul de uliță. Hai da, să ieșim afară la ei, să nu ne ia prăsus. Hai da, că euro am eu, aici am lei, aici euro și ne înțelegem noi cu pizzărei. Și avem și noi câțiva bani. Da, da! Primim! Haideți, pizzăreilor! Haideți! Nu ajut, ce nebună nu creșut! Ce colacu și cârnacu se mă duc și eu la ori! Dă mie, dă purșei, să stau vara la ei! Dă bluș, că-s mai duș, dă malune, că-s mai bune, dă-ne poame, că-ni foame, dă-ne colacei, dă-ni pizzărei! Haideți, că vedem căci un colac! Doamne, că aproape că mi-au dat lacrimile amintind unde copilăria mea m-am ferit să nu mă vadă copiii. Dar eu îmi pun o întrebare. Ăsta, oare, e un obicei creștin? A fost acceptat de biserică? De nu știu, că noi am crescut în ortodoxie, dar mai mult după ureche. Cum ar fi regula? Vedeți, obiceiul acesta al pizzărăilor are rădăcini străvechi. Însă românii au știut să încreștineze obiceiurile acestea preluate de la strămoși. Știți cumva ce importanță, ce valoare mare au acești pizzărăi? Am aflat o poveste care spune că dacă n-ar fi pizzărăi, pământul ar pieri. Timp de un an de zile... Niște dușmani ai pământului, niște viermi, rod osea pământului. Și în dimineața de ajun, când acești viermi se străduiesc acolo, că mai au un pic ca să dărâme pământul, să-l sfârșească, sunt speriați dintr-o dată de niște glasuri deosebite, puternice, glasuri pizzărăilor. Și uitați! Pizzărăii sunt cei care salvează an de an pământul. An de la an pământul. Exact așa cum Iisus Hristos, născându-se în această vreme, salvează de la pieire neamul omenesc. Uite, nu mi-am dat seama că acum 54 de ani, cântând pizzărăii, am contribuit și eu la salvarea pământului. Exact. Da, extraordinar. Ei, Doamne ajută! Aveți grijă, sărbătorile de-abia au început aici, la Telegova. Lucrurile frumoase sunt pe parcurs să se desfășoare, că doar îi ajună, nu-i așa? Exact. Haideți să mergem să vedem oare ce mai fi în această seară deosebită, specială. Stați, vă dau și căci un leu! Uite ce ai...
Să crești mare! Mulțam! Să crești mare! Mulțam! Să crești mare! Să mai veniți și la anul, că ați cântat frumos! Venim! Venim!